Bună și bine ați venit pe Tarotada. În această zi vreau să facem o etalare în iubire, să vedem ce urmează, care este acum energia dintre tine și persoana la care te gândești, indiferent dacă ești domn sau doamnă. Și haideți să vedem, dragilor, ce văd, aceea vă spun, luați de aici doar cu ce rezonați, rămâneți doar cu mesajele care se potrivesc vieții voastre. Nu încercați să vă atribuiți nimic din ce nu rezonează cu voi. O citire colectivă valabilă în momentul în care voi o găsiți. Haideți să vedem ce este aici. Asertivitate. Ți se cere să te gândești la tine, să te detoxifici. Aici nu este nimic de care să te, niciun motiv nu ai pentru care să te îngrijorezi cu adevărat, indiferent dacă o faci sau nu în acest moment. Aici probabil sunteți într-un nouă de săbi, dar nu este nimic pentru care să te îngrijorezi. Pentru că viața merge înainte, indiferent de ce se întâmplă, dragilor. Aici aveți o comoară care vine către voi, un duș al abundenței. O parte materială care se redresează sau poate o persoană care se întoarce la voi. Vedem ce este aici. Ți se cere să fii asertiv și să eliberezi energiile de joasă vibrație. La capătul setului de cărți este bucurie. Poți să devii stăpânul propriei tale vieți. Poți să-ți iei puterea înapoi în această perioadă, să accepți ce s-a întâmplat și o să vedem imediat ce s-a întâmplat aici, să eliberezi și să te predai iubirii tale, sufletului tău, copilului tău interior, divinității din tine, fii asertiv. În această situație în care te afli, trebuie să fii blând cu tine, ți se cere aici și să trimiți iubire indiferent de ce ai primit. Este un sfat bun, dragilor, dacă putem să trimitem iubire persoanelor care au fost răutăcioase cu noi, care au trădat, care au înșelat, cine poate este câștigat pentru că tot iubirea va veni îndărât. Haideți să vedem înapoi. Haideți să vedem ce este aici. Văd o persoană care a plecat în altă parte. Văd o persoană care a trădat și de care trebuie să te eliberezi. O persoană care a visat că încearcă marea cu degetul și va fi împărat peste noapte sau împărăteasă și nu a fost. Și care acum se întoarce nu foarte victorios sau victorioasă înapoi la voi. Voi aici trebuie să fiți demni față de propria persoană, sinceri cu propria persoană. Din ce văd eu în aceste cărți, tu trebuie să te bucuri de viața ta. Aici trebuie să te eliberezi de o persoană care te-a trădat. Dacă iubești această persoană și această persoană te-a trădat, dar și-a învățat lecția și o poți primi înapoi, o poți primi înapoi cu brațele deschise, dacă poți depăși acest moment. Pentru că această persoană a fost fizic în altă parte, dar spiritual, energetic, nu s-a dezlipit niciodată de voi. A făcut o greșeală. Iubire. Da, această persoană și-a trădat. Wow! Și într-un final și-a dat seama ce a făcut cu o prietenă, cu un prieten apropiat vouă. Această persoană a trădat. Între voi este iubire. Și o persoană care poate și voi ați rămas interziși în momentul în care ați aflat că această persoană v-a trădat. Pentru că voi ați oferit totul, credeați că e o relație frumoasă, idilică și sub aspectul acestei minunății, persoana a trădat cu o prietenă, cu o cunoscută, cu un cunoscut. Acum merge la preoți, merge la duhovnici această persoană, pentru că a înțeles, este bine, această persoană a înțeles ce a făcut.
Acum de voi depinde ce veți face aici. Persoana a conștientizat iubirea pe care vă poartă după ce a comis-o, după ce a făcut praf relația voastră. Greu aici de reconstruit, pentru că voi trebuie să depășiți acest moment. Persoana în acest moment este gânditoare, vă caută. Vă caută pentru reuniune, vă caută pentru împăcare, vă caută pentru orice poate fi, orice ar mai putea fi între voi. Își asumă absolut orice aici, această persoană. Dar această persoană a călcat strâmb, dragilor. Este dezamăgită și această dezamăgire împinge această persoană să te caute, să-ți vorbească, să se destăinuie. Această persoană are o mare greutate pe suflet. Faptul că a conștientizat iubirea ce ți-o poartă după ce a trădat este cel mai greu lucru de dus. Mai greu decât atunci, decât momentul în care ești înșelat. E mai greu când conștientizezi că ai trădat persoana pe care o iubești. Practic te-ai trădat pe tine, ți-ai trădat propriile sentimente. Și această persoană a conștientizat, este bolnavă această persoană, nu știe ce să facă, nu știe cum să vină către voi să vă spună tot ce simte, știe că veți respinge această persoană, vouă vi se cere să vă detoxifiați, să vă eliberați, să vă predați și să iertați această persoană. După această iertare, voi decideți ce va fi aici, lăsarea în voia curentului, doar Universul știe ce puteți decide. Aici este o decizie pe care voi trebuie să o luați. Fulgerul, ați aflat de trădare, de înșelare, de persoana a călcat strâmb și atât a fost. A plecat mai departe pentru că a conștientizat în momentul în care v-a trădat, a renunțat la tot ce a fost acolo și voi trebuie să renunțați pentru că nu a fost nimic special, a fost pur și simplu o trădare acolo. Probabil a fost din ego, pe ego, din vanitate, această persoană i-ați făcut, i-ați spus ceva și a vrut să vă dea o lecție. Lecția a fost propria lecție, pentru că această persoană a căzut în propria capcană, s-a trădat pe ea, această persoană. Mintea. Aici această persoană își pierde mințile pentru că nu poate să conceapă cum a putut să facă așa ceva, să trădeze o persoană pe care o iubește. Dragilor, acestea sunt niște greșeli pe care unii oameni le fac și trăiesc cu ele pentru tot restul vieții. Niciodată nu se mai redresează, niciodată nu se mai regăsesc aceste persoane, pentru că este foarte greu să trădezi și să conștientizezi după ce ai făcut, ce mare greșeală. Această persoană este o persoană sinceră în felul ei, în fapt, în defelul ei. Dar aici a avut un moment din cauza vanității. Aici i-ați spus ceva acestei persoane care a trădat-o atât de tare, nu n-ați validat această persoană la un moment dat. Și această persoană s-a supărat și a trădat cu cine a nimerit. Și s-a trezit în momentul trădării. Greu aici de lucrat cu această energie, mintea. Mintea acestei persoane este în 7.000 de zări pentru că și-a dat seama că nu a găsit nimic special în altă parte, nu a făcut decât să își trădeze propriul interes, propriul suflet, propria iubire. E ghidată corect această persoană să vină să vă ceară iertare, să caute împăcare, să caute, să vă caute pe voi, pentru că își dorește reuniunea. Dragilor, această persoană este destul de împovărată în acest moment, suferă cumplit. Încetinirea, voi v-ați detașat și această persoană vă simte, doar că aici este un destin, aici este sursa, este posibil un nou început dacă voi veți dori să depășiți acest moment.
acum cine poate, conștiința, această persoană nu își va reveni niciodată. Dacă voi veți dori împăcarea cu această persoană, între voi va fi frumos. Depinde de voi dacă puteți depăși acest moment. Da, o etalare grea, pentru că aici este o energie grea. O energie în care două suflete pure s-au iubit, s-au unit și o persoană a trădat într-un moment de slăbiciune, într-un moment de frustrare. Aici, ori această persoană s-a simțit mai jos decât voi la un moment dat, ori aici această persoană vine grăbită către voi, este deznădăjduită, dezamăgirea pentru ce a făcut o împinge pe această persoană să te caute, să vină către tine, să te implore. 7 de monede. Evaluează ce am făcut. Am făcut tot ce nu trebuia făcut. Vine grăbită către voi această persoană. Doar că aici este fulgerul, iar vouă vi se cere eliberarea. Aici nu trebuie să purtați ranchiună, trebuie să vă eliberați, să conștientizați că aici a fost o greșeală. Dacă voi puteți trece peste, aveți visul aici împreună cu această persoană, puteți muta și munții din loc. Această persoană, vedeți, este un 5 de săbi. Aici arată un domn deznădăjduit care vine cu un buchet de flori la o întâlnire. La întâlnire nu găsește pe nimeni, pentru că nu vine iubita aleasa la întâlnire. Aici această persoană nu mai are nicio speranță că voi veți accepta reuniunea, veți accepta împăcarea, un cavaler de cupe. Vine să vă ofere tot ce este, tot ce are de oferit această persoană și este sinceră, pentru că știe că a comis-o, știe că a greșit. Vedeți, un domn cu două doamne, un 8 de cupe, s-a plecat din această energie joasă, dar nu știe cum să dreagă busuioc cu această persoană, pentru că nu prea are cum. S-a întâmplat aici, a fost un moment de nebunie. O persoană tristă, bolnavă de tristețe această persoană. La capătul setului de cărți este un rege de cupe. Rac, scorpion, pești. Dacă voi veți respinge această persoană, această persoană se va refugia în băutură, dragilor, în vicii, în lucruri mai puțin de joasă vibrație. Nu va putea să se redreseze niciodată această persoană. Voi știți cum o purtați în suflet, voi știți cum puteți trece peste acest lucru. Un rege și o regină de cupe, dragilor. Este sufletul vostru flacără geamănă. Este sufletul vostru pereche. Regele și regina de cupe și 10 de cupe. Greu aici de trecut și 3 de săbi. Cu trădarea. A trădat un 10 de cupe această persoană. A trădat o iubire divină această persoană. Greu. Greu. A conștientizat că a fost o persoană neloială, cu o regină de săbi, geme învărsător balanță, cu care a crezut că poate să împărtășească propria poveste, dar s-a înșelat. Moartea s-a terminat acolo, a fost o chestie de scurtă durată, un moment. Da, avem aici rac, scorpion, pești, probabil sunteți zodii de apă amândoi, sau geme învărsător balanță, posibil. Văd și zodii de foc și zodii de pământ, ascendent, lună, nodul nord. Trist, trist mi se pare aici un moment în care conștientizez că ai călcat într-un abis. Ai călcat într-un mare ghinion. Fă din nou să meargă această relație. O oglindă spartă. S-a rupt norocul acestei persoane, s-a
spart norocul. Norocul ați fost voi și această persoană știe în acest moment. Și voi regretați, dar trebuie să puteți să treceți, să depășiți acest moment. Veți putea depăși acest moment. Această persoană v-a dezamăgit cumplit. Această persoană este mai dezamăgită decât voi despre propria, pentru propriul lucru pe care l-a făcut, pentru propria persoană, este dezamăgită de propria persoană. Este greu momentul în care conștientizezi că ai făcut greșeala vieții tale. Aici este un lucru pe care poți să-l cari în spate toată viața și să nu reușești să ieși din acest blocaj. Deschide comunicarea cu voi. Această persoană s-a retras, trăiește doar din vise și dorește compasiune din partea voastră, dorește o alegere să faceți, să o alegeți. Aici este momentul în care v-a înșelat, v-a trădat, a fost mincinoasă și este decepționată această persoană. Se gândește la voi și plânge. Îi este dor de voi, acestei persoane. Voi ați aflat și dacă n-ați aflat, vă spune această persoană că v-a trădat. Dar probabil amica, prietena cu care a trădat a împrăștiat zvonul peste tot. Voi sunteți împărăteasa, frumoasa, abundentă, confidentă. Vă vede așa cum sunteți, această persoană. Doamne sau domni, împărat sau împărătese. Dorește, face orice compromis acest om, orice ar putea să facă, face această persoană dacă poate rezolva această situație. Vă propune căsătoria. Dragilor, nu intrați într-o căsătorie până nu sunteți siguri că puteți ierta cu tot sufletul această persoană. Gândiți-vă de mai multe ori, pentru că aici există o a treia parte, un fost, o fostă care a rupt aici energia sănătoasă dintre voi. Da, acestei persoane este rușine, se simte vinovată, își cere scuze, își face tot felul de scenarii negative în cap. Această persoană s-a gândit mult mai departe să curme suferința, greu, duce greu, s-a îmbolnăvit, a somatizat, e la pat această persoană în momentul acesta. Dragilor, nu a fost decât o karma acolo, o intervenție divină, o mână negativă, poate fi o mână de om, un atac spiritual pus pe această persoană, venit spre această persoană și această persoană atacată a comis-o. Da, bolnavă și obosită această persoană. A luat o decizie greșită și a trădat. Acum planifică cum să facă, ce să facă, cum să vină către voi. Nu prea știe cum. Știe că voi vă reinventați, știe că voi meritați toată iubirea din lume. Această persoană vă înțelege, dragilor. Dacă voi îi veți răspunde negativ, va înțelege, va rămâne cu iubirea pe care vă o poartă și se va uita la voi cum voi sunteți fericiți, pentru că nu are ce altceva să facă. Va veni către voi, își dorește reîmpăcarea, reconcilierea, armonia, întoarcerea unul la celălalt. Își dorește această persoană, dar nu știe cum veți acționa voi. Această persoană a comis-o, se simte ca în robită, ca într-o pușcărie, ca într-o închisoare. Aici totul s-a rupt între voi și este conștient această persoană. Da, această persoană va veni către voi și va dori reconciliere, va îngenunchea în fața voastră și această deznădejde împinge această persoană să vină să vă caute. Vă va căuta, iar voi va trebui să decideți. Haideți să vedem o carte de aici și vreau un sfat pentru voi. Trist. Da, luați-vă un moment de pauză. Această persoană s-a retras
stă în pat această persoană, stă departe de tot și de toate și își plânge amarul. Trebuie o pauză aici. Iunie, luna trecută s-a întâmplat, sau unul dintre voi este născut în luna iulie, iunie sau aprilie, sau de atunci, atunci s-a întâmplat în iunie sau aprilie această rupere, această problemă. Da, haideți să vedem un sfat pentru voi. Vi se spune, vedeți, aici sunt două flori. Vi se spune că puteți înflori din nou. Vi se transmite că relația voastră are un suport și are o bază solidă. Doar că a fost un nenoroc aici, un ghinion. Persoana e conștientă și va veni către voi. Aici aveți afirmații benefice. Această persoană se roagă în continuu. Am văzut și preot, am văzut și merge la biserică, merge, se spovedește această persoană, comunică, își cântă amarul, această persoană își duce amarul și vă duce dorul. Aici este înțelepciune dumnezeiască, trebuie să discerneți, dragilor, dacă acest destin poate să meargă mai departe sau totul se rupe, detoxifiați, o luați de la capăt cu această persoană sau mergeți mai departe. Aici este greu de spus și greu de dat un sfat, pentru că fiecare are liber arbitru și fiecare decide, fiecare știe cât poate să care în spate, pentru că această persoană va face orice fel de compromis doar să o reprimiți, doar să o primiți, să o iertați. Chiar dacă nu o primiți în propria voastră viață acum, măcar să iertați această persoană. Atât măcar speră, va veni în genunchi această persoană. Aici este protecție dumnezeiască. Această energie, această relație a fost o relație protejată și este o relație protejată. Chiar dacă între voi nu va mai exista reuniune așa cum persoana își dorește și cum și voi vă doriți, dar nu știți dacă puteți să depășiți acest moment, aici această persoană își dorește măcar prietenia voastră, va rămâne o prietenie între voi pe care nimeni nu o va putea rupe niciodată. Voi știți cum veți acționa, pentru că ține de fiecare, de cum este construit fiecare și cum poate fiecare să ducă această povară. Pentru această persoană povara este mult mai mare. Ce simte acum această persoană în sufletul ei este doliu. Dacă voi veți ierta această persoană, această persoană va putea merge mai departe. Dacă nu, se va retrage, probabil se va axa doar pe muncă și va rămâne singură această persoană. Vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc o seară minunată. Vă pup, pa, pa!